Așadar, a fost încă o zi cu fenomene meteo extreme. Dacă o parte din țară este sub cod galben de caniculă, în alte zone furtunile fac prăpăd. În Sinaia, o ploaie torențială a înnecat pur și simplu orașul, iar în județul Buzău, zeci de case au fost la un pas să fie luate de viitura. Aude cum le-a luat. Prăpăd în județul Buzău. Drumuri inundate, podețe rupte, anexe gospodărești și animale luate de ape. Asta a lăsat în urmă o viitură formată pe râul Slănic. Că rupe stâlpul, mă! Un martor a filmat exact momentul în care s-a format viitura care a măturat totul în cale. Iar o întreagă familie a fost la un pas să-și piardă viața după ce mașina în care se aflau cei doi soți și copilul lor de doar 5 luni a fost prinsă de șuvoaie. Din fericire, jandarmii montani au ajuns la timp în locul unde a rămas mașina împotmolită, iar oamenii au scăpat teferi. Și la Sinaia a fost potop. O ploaie de câteva minute a transformat orașul într-un lac. Apele s-au revărsat pe trotuare și peste șosea, iar în unele locuri au ajuns aproape de jumătate de metru. Mai mulți șoferi au rămas prinși în mijlocul apei și au fost nevoiți să aștepte pompierii să-i scoată dintre șuvoaie. Vremea capricioasă a pus așadar stăpânire peste țara noastră. O furtună puternică a avut loc ieri în capitală și în județul Ilfov și asta după ce am avut parte de temperaturi de foc. Zeci de copaci au fost rupți de vântul puternic și aruncați peste mașini. Vijelia a rupt de asemenea mai multe cabluri de înaltă tensiune și a smuls bucăți din tencuiala caselor. Copaci căzuți peste carosabil și mașini, cabluri electrice rupte și case rămase fără tencuială. Asta a rămas în urma vijeliei care s-a abătut din senin asupra capitalei. Autoritățile au fost chemate de urgență pentru a interveni în zonele afectate. Da, e stațiere? Da. Potrivit ISU București, 33 de copaci au fost doborâți de vântul puternic, iar 8 case au rămas fără tencuială. Furtuna a dat peste cap și traficul aerian. Un avion care venea de la München și trebuia să aterizeze pe aeroportul Henri Coandă din București a fost redirecționat spre Sofia. Alte trei avioane care trebuiau să aterizeze aseară în București au fost redirecționate din cauza condițiilor meteorologice, iar specialiștii nu au vești bune. Vremea extremă se va menține până pe 26 iulie. Da, vremea extremă nu ne părăsește, un cod galben de furtuni rămâne în vigoare până mâine dimineață. Avertizarea se referă la numai puțin de 3 sferturi din țară. Instabilitatea atmosferică este mai marcată pe partea de vest-nord-vest a țării, unde și în cursul nopții au fost cantități însemnate de apă. Prahova și pe mai multe județe, București a fost avertizat în cod galben, iar alte coduri portocalii, tot Naucasting, au fost date pe partea de vest-nord-vest a țării, în mai multe rânduri în cursul nopții, acolo unde deja fenomenul depășea ca intensitatea nivelul codului galben, cod galben care a fost valabil de aseară de la ora 20 și este în vigoare până în 26 iulie ora 3. Cu toate astea, nici canicula nu ne părăsește, spun meteorologii. În a doua parte a zilei se referă la județele în verde. Deci sunt lăsate în verde, dar acolo este vreme călduroasă, inclusiv în București, cu temperaturi maxime care din nou să ajungă spre 35 de grade și instabilitatea atmosferică se manifestă chiar și aici, cum s-a întâmplat și ieri după amiază, dar pe arii mai restrânse de județele respective au rămas colorate în verde, dar nu înseamnă că aici nu avem ploi deloc. Dobrogea a fost destul de ferită și în continuare, doar izolat poate să apară ceva, mai puțin probabil spre litoral. Deci putem spune că cei de pe litoral sunt feriți și azi și mâine, poate joi va ploua și acolo, dar acolo ploile trec destul de repede în luna iulie, deci ei sunt într-o zonă mai favorizată.